Am pornit spre New York pe urmele a două românce, Saviana Stănescu și Natasha Trifan. În 4 și respectiv 6 ani, ele reușiseră să se integreze în tumultul vieții artiștilor din marele oraș american, probabil că cea mai râvnită destinație a artiștilor din toată lumea. Libertatea de expresie e aici extrem de importantă, urma să aflu. De ce? Pentru că imigranții care au construit faima orașului au venit pentru a scăpa de represiunile din propriile lor țări în căutarea libertății de expresie, motorul care pune în mișcare acest organism viu, uimitor de viu, numit New York. Un tărâm al făgăduinței pentru cei care vin de departe și decid să nu se mai întoarcă niciodată acasă. De altfel, cea mai frecventă întrebare care mi s-a pus când m-am înapoiat în România a fost: de ce te-ai mai întors? Imaginea metropolei strălucitoare și împresurate de zgârie nori se ivește atunci când facem orice referire la New York. Dar, odată ce părăsești aeroportul și intri în lumea reală, găsești cu totul altceva. Cele 24 de ore din viața unui newyorkez sunt o nebuloasă pentru noi, cei din afară. Pentru mine, acolo, o curiozitate. Că în New York umblă câinii cu un prețel în coadă, da, se pare că e adevărat. Ce fel de prețel e un ce greu de definit. Se traduce însă în termeni curenți prin zâmbetul de pe fiecare chip. Lipsa zâmbetului este semnul de identificare pentru vizitatori din țări precum cele din Europa de Est. Respectul dintre oameni, calmul cu care interacționează, contrastează cu viziunea competiției agresive pe care ne-am obișnuit să o bănuim. Această comunitate de imigranți, mai vechi și mai noi, au înțeles de-a lungul vremurilor că au nevoie unul de altul. Își sunt necesari reciproc, iar rețeaua prin care comunică atât de bine nu a fost niciodată scurt-circuitată de norme inutile. Pentru un român, e uimitoare nonșalanța cu care americanii, mai cu seamă cei din New York, vorbesc despre lucruri cu adevărat importante. Se vorbește cu ușurință despre orice. Au prioritate amănuntele aparent neînsemnate, care însemnează viața de zi cu zi. Se citesc cărți, reviste, ziare. Cuvântul scris, pe care europenii și-l asumă semeți drept monopol, poartă aici cel mai natural dialog cu cititorul. Adminteri l-ar pierde. Mă îndrept spre teatrul Acorn, unde Ethan Hawke, o mai veche pasiune a mea, joacă într-o nouă producție, Hurley Burley, un off-Broadway. Între bulevardele 9 și 10 fac prima călătorie cu autobuzul. Mă așteaptă o nouă experiență americană. Șoferul oprește în stație și ajută o femeie de culoare în scaun cu rotile să urce scara cu un dispozitiv special. Deși am stat pe loc vreo 3-4 minute, nimeni nu s-a agitat și n-am auzit vreun comentariu. Cele mai multe întrebări pe care mi le-am pus s-au concentrat în jurul libertății de expresie și al creativității, care își pun amprenta pe orice. În acest loc unde totul e guvernat de imagine, conform convingerilor comune,
Contrar acelorași convingeri, aparența nu maschează conținutul. Inventivitatea și diversitatea specifice locului, care îi atrag chiar și pe cei mai sceptici observatori ai acestei culturi, cultura popcorn, cum o numesc ei, pulsează în fiecare fibră a acestui oraș și îi dau viață. Despre Saviana Stănescu auzisem din țară că trăiește la New York, predă la New York University și că piesele ei de teatru se joacă pe scenele newyorkeze. La celebrul teatru La Mama tocmai se repetă textul ei Iocastele. Între cursurile de la NYU și repetiții, a reușit cu greu să mă includă în programul ei. Încurajează creativitatea în fiecare om și se încurajează evoluția personală în fiecare persoană și nu este niciun fel de instanță critică generalizată care să zică tu poți să faci artă sau tu nu poți sau tu nu ești bun, tu vezi de, știu și eu, altceva, ingineria ta. Nu există tipul ăsta de instanțe critice, cum din păcate încă mai există în România. Fiecare om este încurajat să se exprime creativ și să facă ceea ce vrea să facă. Iar dintre aceia, sigur că unii sunt recunoscuți ca fiind artiști mai importanți, mai talentați, mai grozavi decât alții. Deci este o competiție. Competiția este acerbă, dar este în același timp generoasă, pentru că acordă fiecăruia aceeași șansă la pornire. It's on now. So it's like bladder. Mm-hmm. Instead of just the edges. Okay. Cool. Oh my girl turned it on. Yes. Cultural television in Romania. Oh. Hi Romania. Hi Romania. Come visit. We'll come visit too. But when we make some money on that next production, then we'll come visit Romanians. Partea amuzantă e că ei aici, artiștii americani și în New York, vorbesc de artiști europeni cu invidie, pentru că în Europa arta este sponsorizată de stat în general. Here in Romania it's like very different. Yeah. We hear that the government supports the arts out there. Într-un fel, asta le permite artiștilor europeni să trăiască în interiorul unui așa zis statut de artiști, deci să aibă și poză artistică. Pe când majoritatea artiștilor americani aici în New York lucrează, au slujbe de zi, sunt chelneri, sunt nevoiți să facă tot felul de alte joburi. In New York, you have to have like a job and, you know, a day job and then do your theater as well. So it's like a lot of things all at one time. So it's good. It's challenging though, but it's, you know, I love it. Asta le dă o altă perspectivă, pentru că îi face mai modești, îi face să se concentreze pe ceea ce au de făcut, pe lucrul lor, pentru că timpul e bani aici. E un truism care se verifică. New York? I love New York. I love New York. I love it. I've been here for 10 years and I'm originally from Georgia, which is very, very, very different from New York City. Slow pace, there's not a lot of culture there, and New York just has everything you could possibly want. However, I do feel like there are downsides, but right now while I'm young and I'm acting, I'm doing what I want to do for my career, New York is perfect. It's changing so constantly. And I think that that can be a difficult part about living in New York City. And so people get tired because it's so constantly going. Saviana a făcut un efort vizibil să își amintească ce anume din New York o surprinsese cu 4 ani în urmă când plecase din țară. Nici pentru Natasha Trifan nu a fost ușor. Ea a plecat în 1999, când în România era cunoscută ca dansatoare și coregrafă. A continuat să facă același lucru și la New York. Acum lucrează la o producție proprie și în câteva zile va avea premieră. Okay.
Societatea americană se bazează pe individ. Asta este foarte bine știut, ideea de individ. Iar individul e foarte important și foarte independent. Are o flexibilitate de a se muta, de a călători, de a merge, de a se schimba. Aici, cel puțin, m-am mutat de 6 ori în 6 ani de zile. În fiecare casă, la fiecare an, mă mut în altă casă. Există o flexibilitate de a te muta, de a te mișca, extraordinară. Și societatea e bazată pe așa ceva, să te miști, să te duci în alt spațiu, să faci altceva. Societatea promovează potențialul. Asta nu înseamnă că, într-adevăr, vei ajunge un mare geniu sau ceva de genul ăsta. Înseamnă că ei promovează potențialul, deci puterea ta să ajungi acolo. Nu se știe dacă vei ajunge sau nu, dar calea există, ceea ce e foarte important. Așa cum ai și văzut și tu, de fapt, că artistul e foarte mult încurajat să se exprime. Asta nu înseamnă că e cel mai bun artist. Asta nu înseamnă că din 60.000 de companii de dans, toate sunt bune. Nu sunt bune și nici nu trebuie să fie bune. Nu toți sunt genii și nici nu trebuie să fim genii. Un astfel de panou e de negăsit în România. De ce? Un indiciu îmi dă Saviana. Risipim o grămadă de energie în polemici interne. O grămadă de energie creativă este risipită și investită în tot felul de dezbateri critice, de înjurat unii pe alții, de criticat. There's too much talking, too much talking. De obicei, americanii nu judecă, nu te judecă atât de mult, nu te critică atât de mult. Dintotdeauna vin să spună ceva de bine, vin să te încurajezi, să zică, da, eu cred că piesa a fost bună, eu cred că dansatorii au fost buni, eu cred că se poate face mai bine. Hai să începem un proiect împreună. Sunt foarte colaborează foarte mult, îți propun ceva. Și mai ales se axează foarte mult să facem ceva. Să facem. Dacă n-am mers acum, e o lecție. Hai să facem una mai bună. O vedea noi. O să mergem, o să putem să facem. Pe când acasă, dacă nu-mi iese un proiect, sunt un om mort, pentru că toată lumea o să-mi zică că, uite, nu a fost bine, structura nu a fost bună, dansatorii nu sunt buni, nu știi ce faci și tot așa. Și momentul ăsta e foarte greu să trăiești așa. Probabil că este o mentalitate mai mult est-europeană, de asemenea este o mentalitate comunistă. De multe ori mă gândesc că este o mentalitate de o societate de opresată. Foarte strictă și foarte un sistem foarte rigid care întotdeauna te descrie într-un mod negativ. Sunt multe greșeli, faci multe greșeli. Absolut, toți facem. Nimeni nu e perfect și nici vreau să fiu perfectă. Vreau să am greșelile mele, vreau să fiu umană și vreau să am problemele mele. Dar în același timp trebuie să ai un anumit echilibru. Eu nu zic să nu critici, e foarte bine să critici, dar să fie o critică constructivă. Să zici, da, nu am mers. De ce nu am mers? Data viitoare o să fac mai bine.
acasă mi s-a spus, nu a mers, nu o să mai faci niciodată. You'll become famous in Romania. Cobor la intersecția dintre Broadway și Lafayette, undeva în Soho. Aici, magazinele se confundă cu galeriile de artă. Se spune că în New York, fiecare descoperă ce are ochi să vadă. Cel puțin în Manhattan, e greu să nu găsești ceva interesant. Academia de film din New York a fost înființată cu numai 13 ani în urmă, în 1992. Atât de tânără fiind, specificul ei nu face excepție de la noile tendințe ale cinematografiei americane. Primează experiența practică și individualitatea studenților, află dintr-o broșură. În jumătate de oră cât petrec acolo, învăț deja ceva. Cele 9 porunci ale filmului, să nu plictisești. Un citat din Alfred Hitchcock stă la loc de cinste pe un alt panou. În filmul artistic, regizorul e Dumnezeu. În cel documentar, Dumnezeu e regizor. La Academia de Film din New York se studiază, bineînțeles, ambele genuri. Pornesc mai departe. În vecinătatea zonei Soho, pe care o las în urmă, se află cartierul chinezesc, Chinatown. Citesc într-un ghid turistic. În preajma anului nou chinezesc, străzile sunt și mai pline de viață. Întocmai. Astăzi se sărbătorește anul nou chinezesc, anul cocoșului. Ce nu-mi indică însă ghidul e atmosfera stranie a unor ritualuri venite de pe tărâmuri foarte îndepărtate. Dacă mi-amintesc eu bine, China se află la capătul opus al emisferei nordice, de unde vine și sintagma de China Syndrome, sindromul chinezesc. Lupta simbolică dintre cei doi dragoni capătă alte semnificații în lumea nouă și cedează treptat locul altor obiceiuri de anul nou chinezesc. Generația care vine din urmă își asumă acum coeziunea etniei, etnia chinezilor americani. Please join us Saturday the 19th and happy Chinese New Year! 新年快乐! 恭喜发财! Go on to the sidewalks! Traffic is now open! Am făcut un efort să mă rup, dar mi-am dat și seama că nu pot să mă rup total.
Din păcate sau din fericire, România și circumstanțele în care m-am născut și am trăit sunt cumva înscrise acolo, în ADN-ul nostru. Nu e așa ușor să te rupi de o întreagă lume, de circumstanțele familiale și sociale în care ai crescut și te-ai educat. Deci pentru mine a fost un mare pas și sigur că încerc să îmi reinventez acum personalitatea prin prisma experienței americane, dar nu pot să zic că mă pot rupe complet. E imposibil. Într-un apartament în apropiere de East River, la capătul bulevardului Greenpoint, ce taie partea nordică a Brooklynului, un nou proiect prinde viață. Suspendida pe un text al Savianei Stănescu, merge pe ideea femeii suspendate între două lumi, cea din care vine și cea în care tocmai a pătruns. Un singur personaj și patru chipuri. De fapt, sunt patru femei reale, ale căror chipuri vor fi prezente în spectacol într-o videoproiecție. Toate trăiesc la New York de câțiva ani. Irina, în apartamentul căreia ne aflăm, e coreografă și vine din Grecia. Lucreția vine din Peru. E light designer și a făcut luminile pentru spectacolul Savianei, Iocastele. Costumele pentru Iocaste, ca de altfel și cele ale spectacolului de dans al Natașei, sunt o creație a Oanei Botez. Oana a plecat din România în 2000 și s-a stabilit la New York. Cel de-al patrulea chip va fi cel al Savianei. Ea lipsește însă astăzi, e la repetiții. În timp ce filmez, Oana îmi șoptește la ureche, asigurându-se că înțeleg despre ce e vorba. Pe ideea de emigrare și pe ideea acestei femei care este in between world. Mai aparține, nu aparține nici aici și nici de unde vine. Who's looking for an apartment? I am looking for an apartment. I want to buy one. What about one in Romania? In Greece? Yeah. Okay, if you guarantee me 100 degree weather with a beach in front of it all the time, I'm game for it. America has been a great place for a lot of us. I mean, we feel very much at home here. This is like, we feel right at home and very happy. We have friends from all over, and New York has been very welcoming. We get scholarships, we work hard, people, you know, sort of support our work. It's fine. You know, we don't make much money, but I mean, we're not in for the money, so it was never a problem. We always knew we were going to starve. Peru. Yeah. You know, what's the difference? What did I say? Never Latinos. Always sleep with them. Have fun, send them home to their mothers. That's the wrong. You can put it that way. Yeah, absolutely. Yeah. But I'm going to go back soon, so I haven't been home in 4 years. So I'm going to go soon. I'll see my friends.
see the country because it's beautiful. Peru is next December. Like, Peru is beautiful. It's one of the most beautiful countries you're going to see. Întotdeauna am avut întrebarea asta, deci cine eram, cine sunt și cine voi fi. De obicei e o întrebare foarte importantă pentru emigranți. Emigranții întotdeauna vor avea întrebarea asta. Adică, la început am avut, întrebarea asta era permanentă, pentru că este normal să te întrebi cine ești. Sunt din România, sunt o femeie, sunt un artist, trebuie să te autodefinești într-un fel. Dar după câțiva ani nu m-am mai întrebat. La început eram foarte speriată că o să fiu așa de mult asimilată de sistem, încât am să devin ca ei. Și eram foarte, foarte refractară. Luptam foarte mult împotriva și am zis, no, zic, de... Și la un moment dat, după 2 ani de zile, nu m-am mai întrebat. Am spus, n-am să mă mai întreb niciodată pentru că nu știu ce se va întâmpla. N-am de unde să știu. Ceea ce știu sigur este că, într-adevăr, m-am schimbat foarte mult. Enorm de mult. Dacă pot să mă uit în trecut, pot să spun că gândeam diferit, ceea ce e normal. Gândeam diferit, eram diferită, aveam o cu totul și cu totul altă perspectivă despre viață când am venit aici. Mi-am schimbat-o foarte mult de când sunt aici. Iar în prezent mă simt... Și cum se întâmplă când acumulez foarte mult, foarte multă informație, deci am un fel de bombardament de informații, deci asimilez. Acum am asimilat timp de 5-6 ani de zile, am tot asimilat. Acum sunt la momentul în care, da, se decantează și nu mai am nevoie să pun atât de multe întrebări. Mie asta îmi place aici în America, pentru că înveți că trebuie să fii deschis pe toate celelalte culturi și perspective. Trăim acum într-o societate globală în care toate aceste interpretări și culturi trăiesc împreună. Acesta este un semn al civilizației în momentul în care trăim. Să avem o atitudine globalistă în care încurajăm și înțelegem alte perspective. Avem setul nostru propriu de valori, dar suntem conștienți că există și alte seturi de valori și că niciunul dintre aceste seturi de valori nu este unic și nu este cel mai important sau cel mai autentic sau cel mai bun. Oh,
N-am să vă invit în mansarda unui artist care își caută inspirația precum un țihastru iluminarea divină. Priza la realitate e sursa care hrănește piesele de teatru ale Savianei Stănescu. Vom vorbi imediat despre cursurile pe care le predă la NYU, New York University, sau despre piesa ei Iocastas, care tocmai se repetă pe scena de la celebrul teatru La Mama din Manhattan. Și nu în ultimul rând, despre colaborarea cu unul dintre cei mai apreciați la ora actuală romancieri americani, Paul Auster. Dar să le luăm pe rând. În pauzele dintre repetițiile la Iocastas și cursurile la NYU, am stat de vorbă cu Saviana în parcul din fața universității, în faimosul Washington Square din vechiul cartier al artiștilor Greenwich Village. Chiar lângă arcul de marmură pe care în 1916 Marcel Duchamp, artistul francez și american, dadaist și suprarealist, l-a escaladat la miezul nopții pentru a declara Greenwich Village republică liberă și independentă, un nou stat boem. Știam că Saviana a ajuns în Statele Unite cu o bursă Fulbright. Își făcuse deja un nume ca scriitoare, publicase cărți de poezie, scrisese piese de teatru, fusese premiată, apărea la televizor când ca prezentatoare, când ca invitată. Și iată deodată din nou pe băncile școlii, la New York University. A fost pentru mine un șoc cultural serios, bineînțeles, pentru că eu veneam din România, unde eram deja într-un fel recunoscută ca artist, ca scriitor, de-abia câștigasem premiul pentru cea mai bună piesă a anului la Gala Uniter, aveam o emisiune, un talk show cultural pe TVR Internațional, scriam cronică de teatru, deci eram cumva printre profesioniștii lumii teatrale și literare. Și să vin aici și să încep, să o iau de la început ca studentă, a fost prima dată un mare șoc de exerciții de umilință. Umilință constructivă, aș zice. Deci veneam de pe tipul acela de poziție în care eu, ca și critic de teatru, spre exemplu, puteam să-mi permit să fac judecăți critice foarte serioase, să spun nu mi-a plăcut acel spectacol sau acel actor nu a fost bun. Și după aceea aici mi-am dat seama că, într-un fel, atitudinea mea de tipul ăla era restrictivă și nu constructivă în niciun fel și, într-un anume sens, greșită. Saviana a acumulat ceva majuscule la CV-ul său, precum MA sau MFA, adică un Master in Performance Studies și un alt titlu de Master in Arte, în domeniul scriiturii dramatice. Ambele la New York University, în departamentul destinat artelor, cunoscut simplu cu numele de Tisch. Am învățat ca student aici, în primul an, în primul masterat de Performance Studies, că profesorii te încurajau de fiecare dată, afișau o atitudine pozitivă și în același timp apreciau un moment în care comentariul pe care îl făceai tu era de substanță și știau să recunoască valoarea, într-un mod însă mult mai natural și pozitiv decât eram eu obișnuită în România. Adică niciodată ei nu le spuneau altor colegi, studenți sau mie că nu, este greșit ceea ce spui, ci încurajau o discuție deschisă prin care toate perspectivele erau ascultate și nu se ajungea la o concluzie fermă, ci acea discuție deschisă cumva avea un miez de adevăr care rămânea în fiecare dintre studenți. Și așa am învățat și eu să mă apropii de esența lucrurilor, nu de aparență. Nu contează să pari că știi. Să pari că știi lucruri. Uneori este ok să nu știi lucruri și să recunoști că nu le știi. Și ceea ce contează este felul în care chestionezi universul, felul în care îți pui întrebări, felul în care adopți o perspectivă proprie într-un context general. Nu mi se mai pare deloc normal să consider că părerea mea este unică, este imbatabilă. Nu, acum îmi exprim o părere și sunt conștientă că există multe alte perspective asupra acelui lucru și că părerea mea, cât de argumentată este, o dezvolt, o susțin cu tărie câteodată, dar las loc pentru toate celelalte interpretări. A ajuns însă curând la concluzia că alte trei litere, PhD, adică doctor în arte, ar însemna alți ani petrecuți prin biblioteci, departe de obiectul său principal de studiu, performance art. Așa că a ales o formă mai utilă de a învăța, cea de la catedră.
acum predă la aceeași universitate. Pentru mine, într-adevăr, ăsta e unul dintre cele mai minunate lucruri care mi se întâmplă, să predau la New York University în departamentul drama. Schimbul ăsta de energie cu studenții și faptul că sunt atât de inteligenți, de curioși, de scormonitori, e minunat pentru mine. Mă face și pe mine să mă pregătesc pentru fiecare clasă, să înțeleg mai bine ce se întâmplă în propria mea carieră artistică. Este foarte interesant cum atmosfera asta relaxată de interacțiune între student și profesor aici în Statele Unite, într-un fel este mult mai stimulativă pentru ambii, pentru student și pentru profesor, pentru că te face să dai cei mai buni din tine, și tu ca profesor și ei ca studenți. New York University are o existență de peste 170 de ani. Anul acesta se împlinește exact jumătate de secol de când a fost înființat TISH, School of the Arts, departamentul pentru arte. Anual învață aici circa 3200 de studenți în secțiile de artă dramatică, film și televiziune sau în cel destinat altor noi mijloace de comunicare, the new media. După absolvire, Saviana a fost invitată să predea aici cursuri de dramaturgie contemporană și rescrierea clasicilor. Saviana se numără printre cei mai iubiți profesori. Cine n-ar fi copleșit de o asemenea întâmpinare? Se discută viitoarele subiecte pentru lucrările scrise. Tema Teatrul Britanic Contemporan, cursul de săptămâna trecută. I don't know, somehow I find the other thing, the rationalization of violence right. in wartime and like raping women and men and like it's like raping other countries and how we define our kind of a national identity or more like how do we interact kind of the big narratives with personal narratives or Toate sugestiile sunt ascultate și acceptate. Cu cât mai personală alegerea, cu atât mai bine. Asta este într-adevăr o parte din atitudinea pozitivă care este aici predominantă în America. Aici cumva înveți încă din primele luni că o atitudine negativă nu este constructivă. Și deși la început și eu am privit puțin critic această atitudine, ce e asta să fim tot timpul pozitiv, să le dăm dreptate, încetul cu încetul mi-am dat seama că totuși e un mod mult mai constructiv să faci lucruri. Deci am ajuns și eu la concluzia că a fi pozitiv, a încerca să vezi partea bună a lucrurilor, partea bună a ceea ce studentul știe și a încerca să-i dai ceea ce nu știe, nu într-un mod autoritar pe negativ, greșești, nu știi. Nu spui așa, spui, da, tu ai dreptate, dar ia să vedem și fața cealaltă a lucrurilor. Și în felul ăsta, criticismul este mai bine asimilat de către studenți și, în general, de către artiști. Right. But I think we can say shopping and fucking. Because that's this generation. This play by Mara Fema here, shopping and fucking, like two verbs that kind of synthesize the whole generation behavior and interest and the whole consumerist society's behavior approach. Yes, April.
nu se apreciază tipul ăla de morgă profesorală, de autoritate. Probabil că ajută și faptul că aici toată lumea spune pe numele mic, cum știm. Nu există acel dumneavoastră, nu există pronume de politețe în engleză. Și atunci faptul că toți suntem Saviana și Daniel, Matt, știu eu ce alte nume de studenți, încurajează acest tip. Suntem pe același nivel, într-un anume sens, dar în alt sens e clar că profesorul are autoritate prin ceea ce știe, prin ceea ce face. Deci contează esența, nu aparența. Și pentru mine asta e foarte important. Uneori în România contează atât de mult aparența, să te dai mare, să pari important, să ai atitudinea aceea profesorală sau să ai o atitudine de artist important. Pe când aici am senzația că într-adevăr contează mai mult ceea ce faci, ceea ce știi. Și oamenii simt că esența este importantă. Did you all manage to read the Peggy Fallon's article on the ontology of performance in the Unmarked? Some of you read it, and some of you didn't. It's okay. We'll just go through it and try to discuss the main issues. Because I think Peggy Fallon is really an important feminist writer and a great theoretician on feminist performances and not only. So I think her book Unmarked and her other book, The Morning of Sex, are two very important books for the theory of performance. Okay, so we move towards discussing performances. Have you guys seen recently any performance here in New York? So if we try to make a distinction between a performance and a theatrical event, performance versus theater, how could we make this distinction? Performance incorporates all kinds of other aspects that deal with the aspects like everyday life rituals. Any kind of performative event that involves an audience and a performer, an actor, or even a visual artist who decides to have a message and to do it there on a stage or in a space that becomes a performative space. So I would say that the performance can be defined somewhere at the crossroads between theater studies, theater history, and anthropology. Starting with the ritual performances in different cultures, ritual pagan performances, ritual religious performances. So do you think the monks setting themselves on fire in the 70s to protest the Vietnam War, was that performance art? It was a performance. It was not a performance art piece. But the distinction of something being performance art specifically seems very arbitrary. It just seems kind of dumb. Because the artist said it was performance art, because everyone else has said it's performance art, then it is performance art, as opposed to just No, it's not that arbitrary. Performance art is generally very controversial and shocking most of the time. And almost always they try to make a point. They try to make people think. It's very challenging and thought-provoking. So almost always people would ask, oh, I can do that myself. Or that's not the point. It's not the fact that I can do that thing myself. It's the fact that the artist made a conscious choice and made this social and personal statement. This is what I'm trying to say, and that's why I'm saying this through this artistic means. Yeah. Termenul de performance studies este aproape intraductibil. Websterul spune că ar fi o formă neconvențională de artă a reprezentației, întreprinsă de un artist. Dar cel mai bine cunoaște definiția unul dintre întemeietorii acestei forme de expresie artistică, Richard Schechner, care i-a fost profesor Savianei și cu care ea colaborează în continuare. As I said, I cannot give like a definition of a performance because there's no such thing as one definition. But what I can tell you that is when Richard Schechner basically approached and created this new field, performance studies, he basically created it at the crossroads between anthropology and theater studies. This is what I would say. And then this discipline, performance studies, has developed and incorporated many other
things like the history of art, museum studies, for instance. All these things can be discussed in terms of performance. And this is a little bit about my paper, so just how that and how things become like taught, become culture, become like part of the culture, because by the time they get to be anything that any significant part of the culture could use, right, it's not actually the thing anymore. It's just the history of it. And so that's kind of like a problem that I have with it. It was this whole movement called performance art, which basically, yes, was created here in America, let's face it, in the 60s and 70s as a reaction to the European abstract expressionism. Aici vorbim de lucruri care se întâmplă de câteva decade aici. De exemplu, cartea lui Alan Koprow, care vorbește despre ștergerea granițelor între artă și viață, a apărut acum 35 de ani. Deci, tipul ăsta de discuții a avut loc aici în anii 60-70, când performance art, arta performance-ului, s-a creat. Și în anii 60-70, când aici au avut primele loc revoluția sexuală, revoluția feministă și multe alte deschideri în zona socială și politică, atunci cumva a existat și deschiderea asta, prin care arta și viața se întrepătrund. Nu mai există chestia aia romantică, modernă, artistul singur creând în mansarda lui și având un destin artistic. Începând cu anii 60-70 aici, arta și viața au început să se întrepătrundă și artiștii să se inspire din viață, să folosească fapte de viață, fapte de realitate imediată, să le incorporeze în arta lor, mai ales în performance, și după aceea, sau în același timp, aceste lucruri au evoluat și în literatură și în teatru. Deci vorbim de un fenomen pe care noi l-am pierdut în România, e adevărat, din cauza comunismului. Noi nu am participat la acel moment de erupție a teatrului experimental, a performance art în anii 60-70. Noi eram în timpul dictaturii comuniste. E necesar să ardem și noi niște trepte și le ardem repede, deci o să ajungem. Adică suntem într-un anume sens sincron cu ceea ce se întâmplă în lume, doar cred că trebuie să învățăm mai repede să ne folosim experiența personală în artă, să nu o negăm ca și cum ea nu înseamnă artă. Să folosim și acele circumstanțe oribile în care noi am crescut, mai ales generația mea de creței, să folosim acea experiență de viață, să folosim copilăria noastră din timpul comunismului, educația noastră comunistă, să o incorporăm în arta noastră. Waxing West, în traducere Să epilăm spre vest, este o piesă în care Saviana spune povestea unei românce care imigrează în Statele Unite. Textul a fost montat în 2003 la New York. În același an au fost puse în scenă și Blues Balcanic, Pantoful lui Lenin și multe alte texte în care Saviana vorbește despre experiența imigrației. A fi artist la New York înseamnă în primul rând multă muncă. Ușor sau nu, Saviana pare a fi mulțumită. Pentru mine, New York-ul înseamnă posibilitatea de a-mi vedea de cariera mea artistică și a învăța cât mai mult, a mă deschide înspre alte culturi și a încorpora în arta mea și în ceea ce scriu cât mai mult din această experiență unică. Iocastele, scrisă în colaborare cu Richard Schechner, a fost montată pentru a doua oară anul acesta, în luna februarie. New York Times, cel mai temut observator al premierelor, i-a dedicat o cronică excelentă. Dar pentru Iocastele Saviane Stănescu, ne vom mai întâlni odată săptămâna viitoare.
La Mama e un teatru faimos în New York, dar și în România. Acolo, în 1969, își făcea debutul regizorul Andrei Șerban, iar pe scena de la La Mama a montat el celebrele spectacole din tragedia greacă. Și iată că, după 46 de ani, pe aceeași scenă, se montează piesa Savianei Stănescu, Iocasta's Redux, inspirată tot din mitologia greacă. Poți vedea cele mai variate tipuri de spectacole, de la marile producții de pe Broadway până la spectacolele experiment. Primele înseamnă divertisment, musical, adaptări de filme cu box-office-uri impresionante. În a doua categorie intră spectacolele cu formă extrem de liberă, cu texte pline de improvizații și, atunci când există dialog, cu replici spontane. Astfel scria Saviana în România. Când a venit aici, acum 4 ani, a adoptat un stil mai articulat. Asta ce-i drept și în urma a două masteruri pe care le-a urmat la Universitatea New York. De când am venit aici, întreg stilul meu s-a schimbat și chiar tematica pe care o abordez este diferită. Venind aici, am început să văd mai bine chiar propria mea experiență în România. Am început să devin conștientă, cum spune aici, to become aware, de ceea ce mi s-a întâmplat, de condiționările pe care le-am avut pentru că m-am născut și am crescut în România în timpul comunismului. Deci am început să devin o ființă mult mai politică și socială. Așa s-au născut Waxing West, Să epilăm spre vest, Pantoful lui Lenin, Blues balcanic și zeci de alte texte, multe despre experiența imigrației. Toate au fost montate la New York, unele chiar de mai multe ori. Iocasta's Redux a ieșit din rând, a împins-o pe Saviana la noi explorări. Cuvânt cheie, Richard Schechner. Regizorul Richard Schechner a fost unul dintre întemeietorii teatrului postmodern în America în anii 70. Acum 2 ani, el i-a propus Savianei, pe atunci studenta sa la Universitatea New York, să scrie o piesă dedicată Iocastei, mama și soția regelui Oedip. Cu Iocasta și Richard Schechner, cum spuneam, am avut șansa să intru în această zonă a teatrului experimental, a teatrului de environment, pentru că Richard Schechner este într-un fel creatorul teatrului experimental în America. Environmental theater este teatru de mediu, de ambient. Clitemnestra, Medea, Fedra, Ifigenia, Hecuba, Elena din Troia, toate eroinele adultere, incestoase, prunc ucigașe, din tragedia antică, au o piesă a lor, sau măcar un rol important. Iocasta nu. În Oedipus Rex, piesa lui Sofocle, ea are o singură apariție marcantă. Dispare din scenă pentru a se sinucide. Atât. Sub îndrumarea și influența lui Richard Schechner, Saviana înaintează pe urmele dramei Iocastei, până în vremurile noastre. Lucru pe care nu l-a mai făcut nimeni până acum. Doar Sigmund Freud i-a mai acordat atenție Iocastei, însă doar teoretic, pentru a-și susține descoperirile privind complexul lui Oedip. So, Iocasta, in light of what happened to you, what do you make of Sigmund Freud's statement in his interpretation of dreams? And I quote, "It is the fate of all of us to direct our first sexual impulse towards our mother and our first hatred and our first murderous wish against our father," unquote. Well, that's true, the way it was in my head. Aici arta înseamnă muncă. Aici am învățat că pentru a scrie o piesă, un text pentru teatru, cum este Iocasta, o faci multă cercetare, research, scrii, rescrii. Am scris peste 100 de versiuni ale scenelor din Iocasta. Fără un aspect clasic, piesa merge totuși pe urmele tragediei grecești, răzvrătirea în fața destinului. Prin cele mai non-conformiste metode, spectacolul e coerent și plauzibil. Mai mult, ridică probleme interesante. Criticii americani au comentat că până și cele mai macabre momente, sub imperiul unui umor mult prea negru, susțin mesajul textului. The New York Times este cel mai important reper pentru publicul american. Miriam Horn le-a dedicat aici Iocastelor o cronică foarte bună.
Ea spune, convențiile teatrului postmodern, multe descoperite chiar de Richard Schaffner în anii 70, sunt folosite aici cu neașteptată forță și motivație. Deși actorii exagerează furia și pasiunile vieții de zi cu zi, totuși ei aduc la lumină faptul că aceste comportamente extreme există cu adevărat într-o viață obișnuită. Dacă Iocasta a fost nedreptățită și lipsită de o piesă a ei, Saviana a recompensat-o din plin. I-a dedicat nu unul, ci 5 roluri în aceeași piesă, 5 Iocaste la vârste diferite, matură, în plină tinerețe sau copil. Ele sunt prezente tot timpul pe scenă și interpretează continuu, chiar și fără replici, timp de 2 ore cât durează spectacolul. Dar să începem cu sfârșitul. Cea de-a cincea Iocastă, interpretată de Sara Cosin, nici nu se afla inițial în piesă. Povestea ei este însă poate cea mai interesantă. Sara fusese vizată pentru poziția de understudy. Asta înseamnă la americani un actor de rezervă, care învață rolul altui actor pentru a-l înlocui în cazul în care primul nu poate juca. În timpul repetițiilor, care pentru stilul lui Schaffner înseamnă modificări majore, acesta s-a răzgândit și a creat Sarei un personaj în spectacol. It was more like I was like a benshi, like the Japanese benshi, like I was sort of telling my own story and interpreting the story the whole time the other story was going on. So it's like this other dimension. So he gave me the title The Understudy, The Iocasta in the Making. So I'm the one character whose story has not been told yet. And so sort of at the end, that moment where I get to go into the audience for me is like, no, look, this isn't the only reality there is. There's so much more that could happen, so much more potential. Unul dintre spectatorii avizați spunea că rolul Sarei seamănă cu un cor antic, prin felul în care exprimă cu trupul întreg registrul de emoții ale celorlalte iocaste. We're not going anywhere, we're just going to stay. Sara a învățat teatru înainte să învețe să vorbească. Juca la 6 ani în trupa de teatru din orașul său natal din Atlanta. Încă de pe atunci mergea în turnee. A învățat actorie în facultate, în statul Connecticut. A urmat apoi și alte școli. S-a stabilit în cele din urmă la New York. Apare des în producții TV și a avut chiar un rol în Clanul Soprano. I'm a student as well at NYU. And I also, for work, I tutor kids and I work in real estate. So, a bunch of different jobs. And I do commercial acting too, so like for products and stuff like that. Costumele pe care le vedeți poartă tot o semnătură românească. Oana Botez Ban. Medea, Fedra și Iocasta își dispută statutul de cea mai rea mamă. Aici, Medea Savianei ridică toate barierele fixate asupra imaginii personajului tragic. Care văzuseră piesa Savianei cu 2 ani în urmă, într-o fază de lucru. Acum veniseră să o revadă. This version of the play has changed quite noticeably from the first version that was last year, and I think that this one is so strong. It's really nice to see the improvements that they've made. The performers this time round seem to be much more cohesive. Yeah. They seem to have their own stories that are very closely knitted with each other. Yeah. And they're very aware of what the bigger picture is, which is very, very, very brilliant to see. The physical theatre, yeah, part of it, where the movement
is a phenomenal addition to it. Mm-hmm. Actorii lui Shechner sunt trained, sunt antrenați, n-aș folosi corpul și expresivitatea corporală, n-aș controla vocea foarte bine. Una dintre devizele tehnicii practicate de Richard Shechner îi aparține lui Antonin Artaud, care spunea că actorii trebuie să fie atleți ai emoțiilor. Sunt tehnici care nu mizează deloc pe psihologie. Asta este marea diferență. Actorul nu este nevoie să înțeleagă într-un mod psihologic personajul. Psihologia este ceva ce se pune deoparte. Este vorba de un actor care întrupează, care cu toată expresivitatea sa corporală, cu control al vocii și al emiterii de sunete, intră într-un personaj, nu într-un mod psihologic, ci într-un personaj teatral. Give him a goodbye kiss on his neck and put him in. He struggles a lot longer than the others, but I used all the strength God gave me to hold him under. Eventually he stops. When he's limp like a cooked noodle. Rachel Bowditch o interpretează pe Ion, iocasta cea ingenuă, aflată la momentul la care presimte parcă drama care o așteaptă. Rachel are o poveste interesantă. A crescut în Asia, în Singapore, foarte departe de Hollywood. Teatrul cu care a fost obișnuită e cel balinez, cel cu măști și cel cu marionete și umbre. Admiră în continuare abilitatea acelor actori de a-și controla trupul, mișcările și cele mai fine gesturi. I was always interested by masks, because with the mask you have to use the body, you can't use the face, you have to use the body. Like the language comes later, after the body. So that's where I come from. No, I mean most of the theater that in the States, I don't like it, because most of the acting comes from here up. Like as long as you can be expressive with your face, I mean it's very television based. Acum, cu toată dezvoltarea filmului și televiziunii, a sitcomurilor și telenovelasurilor, să lăsăm realismul psihologic pentru televiziune și film, a zice, că și așa știu ei cum să le facă. Teatru este un loc unde încă este loc pentru atât de multe lucruri. Și atunci, de ce să facem tot realism psihologic? Studiile lui Rachel sunt impresionante. S-a pregătit la Londra cu Royal Shakespeare Company. În California a învățat teatru cu măști în trupa de larte și a avut o profesoară pe Anne Bogart, o teoreticiană a teatrului foarte apreciată la ora actuală în Statele Unite. Surprinzător însă, Rachel nu este actriță, ci regizoare. Lucrează acum la un doctorat în Performance Studies. I still love performing and I've done a lot of performing, but I'm not, I don't like to be called an actor, I like to be called a performer. For pain and for fear, for hard, sharp metal, for the cruelty of other men and for his own cruelty. Două actrițe extrem de puternice, Daphne și Phyllis, sunt cele două iocaste mature, care aproape că formează un cuplu pe scenă. Daphne, iocasta matură, împăcată cu destinul, a înțeles că nu are de ce să regrete o frumoasă poveste de amor chiar și cu propriul fiu. Interesant e că Saviana s-a răzvrătit împotriva imaginii clasice a iocastei, femeia Madonna care își neagă sexualitatea, simțindu-se vinovată pentru incestul înfăptuit. You're going to sleep with your own son for 14 years. Unquote. That's 5,113 times. And the good news? That is the good news. Are you Yocasta? Call me Yoko. Weather we're having. The agreement was not to talk about the
Daphne stă continuu în umbra lui Yoko, o iocastă ceva mai tânără care se află în plină drama a personajului antic. Conflictul dintre ea și Laius, rege al Tebei, tatălui Ödip, aduce cu un conflict de cuplu modern. The people of Delphi will stone her to death. Listen to me. None of that is going to happen, my queen. Don't call me my queen. I'm a queen, but not yours. Wife, then. You are my wife. Don't forget that. A frozen marriage in a hot country. Phyllis, interpreta lui Yoko, a studiat teatrul la celebra universitate Yale. La absolvire a primit chiar și un premiu de interpretare. A jucat mult, iar ultimul său rol a fost Hecuba. Daphne este de asemenea o actriță pe val. A studiat la Universitatea din Georgia și a avut multe roluri în spectacole off-Broadway. It depends on what kind of actress you are. If you do projects like this, it's really great because you get satisfied as an artist, but it's hard to pay the rent. That's the only bummer. Yeah, you don't get paid a lot. E un mit că aici se fac bani din teatru. Nu faci bani decât poate dacă ajungi să faci și film sau televiziune. It's easy to get into shows. And you can work all the time if you want to. And there's like a lot of opportunities. I wrote my own show that went up this summer, which was pretty cool. And you know, there's always friends you'll have that'll be making shows. You can do shows, but in terms of it supporting you or it being like your livelihood, that's really the challenge. Practic chiar actori foarte buni care sunt în spectacole bune și au avut cronici excelente ca la New York Theatre Workshop sau în alte teatre mari de off-Broadway, foarte mulți dintre ei sunt nevoiți să lucreze în timpul zilei. Right now, nothing. I bartend part-time to pay the rent. And unfortunately, it's like full time right now. Because, you know, when you do projects like this, which are great, you don't have enough money to pay the rent, so you do both. In America, there is a running joke that most actors are waiters in restaurants. So, like if you go, the joke is that if you go into a restaurant in New York City and you say, waiter, then you'll get an actor. Yeah. Oh, right. No, you say actor instead of like waiter. You say actor. Actor, and then you'll get a waiter. And you'll get a waiter. Mulți actori sunt însă seduși de câștigurile din alte slujbe, așa că preferă să nu se mai întoarcă pe scenă sau să se întoarcă doar ocazional. Tot timpul ești pe baricade aici, pentru că tot timpul trebuie să arăți ce poți. Nu poți să trăiești de pe urma unui succes de acum 5 ani. Audițiile au aici o importanță majoră. Fără ele n-ar exista teatru. Echipele se schimbă continuu, actorii migrează. Actori de pretutindeni se duc la aceste audiții și dacă ești bun pentru acel rol, ești angajat. Nimeni nu îți spune nu ești bun în general sau ești nemaipomenit. E totul foarte specific aici. Ești foarte bun pentru acest rol. Te-am angajat. Există chiar sezoane ale audițiilor. Primăvara e sezonul principal. Iarna se dau probe pentru rolurile în producții TV. Iar vara... Summertime is usually pretty calm. So if you're an actor and you want to come to the United States from Romania, don't come in the summertime. There's nothing going on. For all those who might be wondering. It's your future. Jennifer Lim vine din Hong Kong. A studiat actoria la Universitatea Bristol din Marea Britanie. Acum 4 ani a venit în Statele Unite pentru un master în arta interpretării la Yale University. A jucat în Medea, Macbeth, Ifigenia, Fedra și a apărut în filme. I've been a big fan of Richard Schechner's writings since my undergrad days in England. I mean, you know, I've read a lot of his articles and essays. And so this project was really interesting. It was a really big deal for me to get involved with. No marriage song for me. Jennifer are aici un rol cheie. Yo-Yo, iocasta copil, visează să își schimbe destinul. E cea mai răzvrătită și are tot timpul accese de furie, mai ales când iocasta îi prezice viitorul și o sfătuiește să-l accepte. I did what I could to stop all the bad from happening. Just
happened anyway. Finally, it doesn't matter. We are all made equal by time. What do you mean equal? You don't see me as an equal. Hiding things from me. You're not old enough to understand what's going on. I am too. You'll see. We don't always get along with each other. We're a little like sisters. I'm not your sister. She's Yo-Yo, the youngest. And that sort of fight against what people, you know, say, this is going to happen to you, this is going to happen. No, it's not. You know, I'm going to change it. I'm going to change the future because I, you know, it's my choice to do that. And you know, I think even as grown-ups, we grapple with that. You know, how much of it is fate and how much of it is sort of in our hands. Yo-Yo se răzvrătește, dar ca orice copil e neputincioasă. Așa că păpușile devin refugiul ei în lumea fanteziei. I can do it much better than you can. I'm going to do it differently. All right, Ms. Yocasta Know-It-All. Tell me what's going to happen. One day, you will receive a letter from Zeus. He has already written your future. What does the King of Gods say about me? I can't tell you. Why not? Just know. Discuțiile după spectacol sunt un lucru obișnuit și foarte interesant, mai cu seamă când îl poți întâlni pe Richard Schechner. In the social situation we're in, there are these acts of desperation, madness. We can't hardly explain them. We can, or rather, we can explain them, but we can't understand them. So we can explain them, you know, she's crazy or she was postpartum depression or whatever, but that doesn't make them understandable. That just makes them kind of explainable at a superficial level. In the time of the early epics, of the Greek epics, people were writing about the unconscious unconsciously. And what is happening now is that we are doing it consciously. And this makes a whole new play. It makes a play in which the audience participates in making it. It makes a play in which the actors cross the boundaries between the unconscious roles of the actors, which are set, and their own interest and ways of bringing this into a new world of understanding and communication. Yocasta, who can be the mythologic woman, but who can be a contemporary woman, who can be any woman, a generic woman who has different perspectives on her own story. And this, her tragedy, is a tragedy of losing her son, her child. And this can also be interpreted in many ways. It can be death, it can be abortion. So there are so many murder. Yeah, so there are so many possibilities of dealing with the tragedy and the comedy of a woman's life, now and then. Why is there something as modern as a modern murder in the middle of the ancient murder? And that's part of what's being played with here, is this crossing cultures, crossing different types of human performance and barrier. It's very exciting. I mean, I'm walking away tonight amazed and challenged, you know, to rethink my own field of psychology, which also gets very sort of encapsulated and dead in the same way that, say, sometimes old epics do. You think you understand them, but you don't really see them from the many different perspectives. That woman who came to your palace to tell you stories you don't like. I will hang her upside down by her feet and sew her mouth shut. Then I will beam her to the 44th dimension.
so far away she won't ever be able to come back. But what will you tell all the people who heard her story? Every day I will tell them a new story. A million days, a million stories. But which story is true? They're all true. Those moments where we sort of became a collective, I think were things that were discovered in rehearsal. They weren't set, you know, it wasn't something that was set in the text or something that we'd agreed on before. Reprezentațiile au fost zilnice timp de două săptămâni, durată aproape standard pentru spectacolele off-off-Broadway. Pentru Saviana, asta nu înseamnă nici de cum începutul vacanței. I invited her to co-author this, and it's been a marvelous experience. Now we're working on another play, a dramatization of Paul Auster's great novel Timbuktu, and she's done the dramatization of that. Paul Auster este un romancier foarte apreciat la ora actuală în America. E de asemenea președintele Pen Clubului din Statele Unite. Multe dintre romanele sale au fost traduse și la noi. Paul Auster a citit dramatizarea pe care Saviana a făcut-o romanului său Timbuktu și s-a declarat mulțumit. Spectacolul este însă programat pentru anul următor. Până atunci ne vom întâlni luna viitoare. Coreografa Natasha Trifan ne așteaptă cu un nou spectacol de dans modern, White, pus tot pe o scenă din New York.